Leopardul este o pisică foarte puternică și agilă, un prădător periculos atât pentru oameni cât și pentru animale. Haideți să vedem leopardul în acțiune, așa că puneți un like și să începem! Un grup de bibilici aleargă în fața unei mașini prin safari. Oamenii filmează asta pe cameră. Îi așteaptă o surpriză. Direct din tufișuri, peste păsări, sare un leopard turbat. Dar nu a avut noroc să prindă nicio pasăre. Încercarea însă a fost spectaculoasă. Să prindă o veveriță în timpul săriturii nu va putea oricare pisică, dar pentru acest vânător abil e floare la ureche. O cameră de supraveghere instalată la o casă a filmat un câine care simțea pericolul în spatele gardului și iată că câinele, înțelegând totul, fuge. Leopardul, sărind peste gardul înalt, se ia după el. Peste o clipă, prădătorul părăsește curtea cu victima în colți. Leii și leoparzii sunt niște dușmani adevărați, ceea ce puteți vedea singuri în acest video. El a fost filmat într-o rezervație naturală, Mala Mala. Vreo 10 lei l-au înconjurat pe bietul leopard și au început să-l batjocorească. Îl mușcau pe rând pe prizonierul lor și era clar că doar voiau să-și bată joc. Leii au plecat doar după ce leopardul nu se mai opunea. Dar care a fost cauza unei astfel de agresiuni? Asta cred că ne va explica următorul video. Acest moment șochează. O mamă leoaică își duce puii în tufișuri înalte unde aceștia pot să stea în siguranță în umbră cât ea va vâna. Dar n-a avut noroc. Locul s-a dovedit a fi deloc sigur. Leopardul care trecea pe alături a observat puii de leu și l-a târât pe unul pe copac. De la început lingea puiul, apoi pur și simplu l-a mâncat. Probabil de aceea leii îi urăsc pe acești tâlhari cu pete. O tânără femelă urmărește un grup de manguste. Se vede că acestea nu prea au experiență și s-au apropiat foarte tare de animal. Cel mai curajos pui aproape că a devenit cina acestei fiare, dar a reușit să fugă. Cum acest prădător a reușit să prindă un pui de rinocer ocolindu-i mama furioasă nu e clar. Posibil că a lăsat puiul pentru un moment, dar în video vedem doar cum leopardul târăște prada în copac pentru a o ascunde de alți prădători. Acest moment de vânătoare ne arată cum leopardul, folosindu-se de tufișuri, se apropie foarte tare de un vultur. Când pasărea a încercat să-și ia zborul, prădătorul a atacat. I-a fost ușor să prindă vulturul și după câteva mușcături, acesta nu își mai putea lua zborul. Pisica caracal este o specie de pisici sălbatice. Nu sunt la fel de puternice ca celelalte pisici ale Africii, dar ce privește agilitatea și simțurile dezvoltate, se consideră niște prădători foarte buni. Însă, în acest moment, niciunul dintre simțuri nu a ajutat pisica caracal să evite colții puternici ai leopardului. Vânătoarea leopardului continuă cu o familie de facoceri care nu suspectează nimic. Niște mașini cu turiști în parcul Kruger au observat un leopard care pândea niște mistrezi din iarbă. În momentul în care au fost paralel cu ambuscada pisicii, aceasta atacă. Este greu de imaginat că acei purceluși pot alerga atât de rapid. Din păcate sau din fericire, leopardul nu a reușit să ajungă de urmă pe nimeni din ei. Atacul a eșuat. Să se joace cu puii prinși înainte de mâncare este ocupația preferată a leopardului. Așa jocuri de obicei se termină foarte trist. Mâncarea prinsă trebuie consumată la urma urmei. Iată câteva momente de genul ăsta. Am găsit un caz incredibil de rar, și anume atacul leopardului asupra unei vaci domestice. Mă întreb, de ce a ales o țintă atât de masivă? Prădătorul a și reușit să o doboare la pământ. La show s-au adunat și alte vaci curioase. În acest moment s-a întâmplat ceva neașteptat. Vaca s-a ridicat în picioare, leopardul înțelege că prada e prea mare pentru el și se retrage.
Aceste imagini rare au fost filmate de o familie în timpul unei vacanțe în Africa de Sud. Leopardul a găsit un piton mare și i s-a făcut foame. Apucând șarpele de cap, l-a târât într-o parte, dar pitonul viclean, folosindu-se de o șansă, a fugit și s-a ascuns în apă. Cred că pentru acest tânăr leopard, asta a fost prima întâlnire cu porcul spinos. El probabil că nu înțelege deloc pericolul acestor animale cu spini și decide să-l atace pe unul dintre ei. După cum s-a și așteptat, după o scurtă înfruntare, porcul spinos părăsește câmpul de luptă viu și nevătămat. Iar leopardul încă mult timp va trebui să scoată din el acele și să-și vindece rănile. Iată încă niște momente pe care mai bine le lăsăm fără comentarii. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!